Un nou cutremur de 3,6 pe Richter s-a produs astăzi la ora 16:37 de minute în Banat, România. Seismul a avut la adâncimea de 7 km și a fost calificat de Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pământului ca fiind unul slab. Acesta are loc după ce tot azi de dimineață un cutremur a fost înregistrat în județul Gorj din România, o zonă afectată de mai multe seisme în ultima perioadă. Cutremurul a avut magnitudinea de 4,1 pe Richter și s-a produs la o adâncime de 15 km. Între timp, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului din țara vecină a publicat hărți detaliate ale cutremurilor din Gorj. 810 replici au fost înregistrate până acum, dar frecvența lor este în scădere, spun specialiștii. Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs miercuri dimineața la ora locală 8:25 de minute în județul Gorj, la o adâncime de 15 km, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica a Pământului din România. Institutul a anunțat că numărul de cutremure și magnitudinea acestora au scăzut în ultimele zile în județul Gorj după seismele din 13 și 14 februarie, până în prezent fiind localizate 810 evenimente seismice, potrivit Digi24. Majoritatea replicilor înregistrate până acum au avut între 1 și 1,5 pe Richter, acestea fiind simțite practic doar de aparatele de măsurare. INFP a publicat chiar și hărți detaliate ale cutremurelor din Gorj, care arată detalii noi despre caracteristicile lor. Potrivit acestor hărți, cele două cutremure mari din 13 și 14 februarie au avut epicentrele situate la mai puțin de 20 de kilometri unul de altul. De altfel, majoritatea replicilor s-au produs în aceeași zonă, arată graficele. Potrivit seismologilor români, mișcările de pământ din 13 februarie, cu magnitudinea de 5,2 și cel din ziua următoare, au fost cele mai puternice din istoria măsurătorilor pentru această zonă. Un cutremur cu aceeași intensitate s-a mai produs doar în 1943. Experții de la INFP mai adaugă că replicile pot fi așteptate timp de o lună de la producerea seismelor majore, însă deja acestea au început să scadă atât în frecvență cât și în magnitudine. Totuși, cutremurul de 5,2 care a avut loc lunea trecută în zona seismică Gorj nu are nicio legătură cu cele care se produc în Turcia, pentru că este pe altă placă tectonică, a declarat Constantin Ionescu, directorul general al Institutului Român de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pământului.